Gaz Metan debutează miercuri după amiaza în acest sezon al Cupei României. Gruparea din Mediaș va întâlni în deplasare Concordia Chiajna, într-o partidă contând pentru faza 16-milor competiției. Albnegrii abordează jocul cu moral bun după victoria din etapa trecută obținută pe terenul Rapidului, iar noul tehnician Ilie Poenaru spune că formația trebuie să-și respecte statutul și să se califice în faza următoare a Cupei României. De la meciul de cupă îmi propun să câștig, pentru că eu îmi place să joc toate meciurile la victorie. Și mergem cu la Chiajna, întâlnim o echipă Chiajna care își dorește foarte mult să promoveze și se pare că din ce vedem acum și pe locul pe care se află au șanse foarte, foarte mari de a promova. Ne așteaptă un meci foarte greu, pe un teren greu, pe sintetic, unde noi nu suntem obișnuiți să jucăm pe sintetic, dar trebuie să ne adaptăm foarte repede și trebuie să facem în așa fel încât să câștigăm acest meci, pentru că suntem echipă de primă ligă, avem un statut. Trebuie să ne respectăm blazonul și trebuie să câștigăm acest meci fără doar și poate. Vom vedea un alt Gaz Metan în viitorul apropiat. Mă refer, nu știu, și la sistem de joc, poate la jucători noi care să apară. Sistemul de joc, asta am reușit să fac la meciul cu Rapid. Am schimbat sistemul și am schimbat anumiți jucători. Ați văzut că au apărut alți jucători în teren, jucători pe care poate nu i-ați mai văzut de mult timp în teren. Sunt adeptul rotației și fiecare jucător va avea șansa lui. Mai devreme sau mai târziu va avea șanse. Este important, pentru mine este important grupul. Pentru mine este importantă unitatea, spiritul de luptă, iar eu am nevoie de grup. La mine nu există vedete, la mine nu există să câștige un jucător meciul. La mine meciul câștigă echipa. Acel jucător care are valoare și calitate, e clar că trebuie să facă diferență peste ceilalți. E clar că veți vedea o echipă Gaz Metan schimbată față de cum a fost. Nu vreau să vorbesc, Doamne ferește, pentru că și Mihai a făcut lucruri foarte bune aici și chiar îl felicit pe această cale și îi mulțumesc, pentru că am preluat un grup foarte bun, un grup antrenat, dar eu am alt stil, sunt adeptul altui stil și altui joc. Stilul meu, știți foarte bine că pleacă în primul rând de la organizarea de joc, de disciplină tactică, o echipă scurtă, o echipă agresivă, o echipă care face pressing și o echipă care este foarte reactivă pe pierderea mingei și pe recuperarea ei joacă un atac rapid. Partida dintre Concordia Chiajna și Gaz Metan Mediaș este programată miercuri de la ora 16:30 și nu va fi televizată.